Primăria Comunei Breznița Ocol pune mare accent pe partea de educație. Primarul Cătălin Drăghici, alături de viceprimarul Anidora Mucioniu, vor să le ofere preșcolarilor și școlarilor din zonă cele mai bune condiții de studiu, astfel că instituțiile de învățământ din comună sunt puse la punct, dotate la nivel european și beneficiază de personal didactic, implicat și bine pregătit. Educația este pilonul principal al unei societăți sănătoase din toate punctele de vedere, iar investițiile în acest domeniu sunt esențiale. Acesta este și principiul primarului Cătălin Drăghici, care, de-a lungul timpului, a implementat proiecte importante pentru binele elevilor. De această dată vorbim despre grădinița din comuna Breznița Ocol cu program prelungit, care oferă micuților înscriși cele mai bune condiții. Viceprimarul Anidora Mucioniu este un om implicat în activitatea sa și venind din sistemul de învățământ, depune toate eforturile pentru binele copiilor din comună. Grădinița cu program prelungit din Breznița Ocol înseamnă și standarde moderne și spații potrivite pentru ca micuții să își petreacă cele câteva ore la grădiniță, în deplină siguranță și confort. Aici își desfășoară activitatea două grupe, o grupă cu program normal și o grupă cu program prelungit. Mă bucur că am fost astăzi alături de colegii mei și pot spune că aici mă simt ca acasă, deoarece mi-am desfășurat activitatea o lungă perioadă de timp și le mulțumesc părinților că au avut încredere în mine și au în continuare încredere în colegii mei care sunt extraordinari. Îi așteptăm pe toți prichindeii de la toamnă, îi așteptăm la program prelungit. După cum v-au spus și colegii mei, aici copiii își pot desfășura anumite activități, se pot juca în parcul care se află în curtea grădiniței, pot dormi și primesc masă caldă. Pentru primarul Cătălin Drăghici și viceprimarul Anidora Mucioniu, educația celor mai mici locuitori ai comunei este prioritară. Grădinița din comună dispune de mobilier nou, un spațiu de joacă ultramodern și o sală de mese unde copiii pot servi prânzul. În urmă cu 3 ani, datorită eforturilor comunității locale și directorului și a cadrelor didactice, bineînțeles, am reușit să facem în grădinița Breznița Ocol program prelungit, pentru că nu aveam până acum și foarte mulți copii preșcolari ne migrau spre grădinițele din Severin. Încă mai avem 5 locuri disponibile, avem foarte multe oportunități, putem să spunem, în grădinița Breznița Ocol. Totul este reabilitat, totul este nou, pătuțuri, lenjerii, saltele. Funcționăm cu o firmă de catering momentan. Tot datorită primăriei avem și un parc de joacă ultramodern, pot să spun eu, unde vin și se joacă nu numai copii din grădință, copii din tot satul. Așadar, dragi părinți, vă așteptăm în grădinița Breznița Ocol, care, după părerea mea, vă oferă un personal foarte pregătit și condiții mult mai avantajoase decât în alte grădinițe. Copiii sunt viitorul societății. Asta este și deviza primarului comunei Breznița Ocol, Cătălin Drăghici, care mereu a pus accentul pe investițiile ce îi vizează în mod direct pe copiii și elevii din comună. Este primordial ca micuții din zonă să își desfășoare activitatea în locul său natal.